Salutare, amigos! Eu sunt Marian, sau Dontigai, și astăzi avem un nou gameplay pe canal. Este vorba despre FIFA 20, fraților. Jucăm un pic demo de la FIFA 20 să vedem ce noutăți a adus, ce fel se mișcă jocul, ce fel de implementări sunt aduse aici. O să jucăm o partidă din UEFA Champions League, așa că nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like, butonul de subscribe și, bineînțeles, activați clopoțelul. Vom proba și noul mod aplicat peste un FIFA, modul Volta, adică fotbalul de stradă, da? Deci fotbalul de stradă, și vom vedea ce fel este și acel mod de joc. Bun, noi acum suntem în UEFA Champions League, în grupe suntem. Nu uitați, dacă pe viitor v-ar place să vedeți campionate de FIFA, futuri și așa mai departe, puteți să-mi scrieți în acest comentariu, la acest joc, de fapt, la acest gameplay, în comentarii, ca să, nu știu, probabil poate pe viitor o să-mi cumpăr FIFA și o să jucăm numai FIFA pe canal. Hai să facem cu Madrid, pentru că Madrid este echipa mea care, na, îmi place să joc cu ea și, bineînțeles, sunt un fan Madrid. Asta rămâne între noi, da? Jucăm cu Liverpool, PSG sau avem așa, PSG, Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, avem Chelsea și Liverpool. Bun, deci hai să jucăm contra lui PSG, că este o echipă cât de cât asemănătoare. Are atac 87, mediu, adică centru 87, Madrid 83, Paris Saint-Germain. În defensiv avem 86, Madrid 85, sunt echipe cât de cât, cum să vă spun eu, echilibrate. Asta e echipamentul nostru, să vedem ce echipamente ne dă voie să jucăm, pentru că, având în vedere că este un demo, putem să probăm niște limite, da? Nu sunt multe. Echipamentul Madridului cel alb și, bineînțeles, echipamentul lui celor de la PSG cu Mbappé în imagine și în partea stângă, pe partea lui Madrid, avem pe Carvajal acolo. Asta o să le lăsăm așa, pentru că nu... Ia stați așa, că vreau să mă uit la joystick să văd... Stați așa puțin... Nu, stai așa, stați așa. O să mă uit la joystick să configurez, da? Pase al Weco și... Uite, vedeți? Mie nu-mi place asta. Exact, uite asta, asta e combinația mea de alternativă. Da, deci asta al meu este asta alternativă. Eu așa jucam de când jucam eu FIFA, fraților, și jucam cu joystick, pentru că prima dată nu prea existau joystick-urile prin 1998, când am jucat eu primul FIFA. Și în acel timp era în acel timp, dacă mă credeți, era 87, parcă, 80 și... Nu. Da, 87, pentru că e cu un an în urmă. Vedeți, aici te învață cel puțin cum să... Când se duce ăla, vezi? Când s-a demarcat, i-ai dat-o. Păi da, asta fac, nene. Deci apăs L1 și pe triunghi. Ok. Haideți să dăm bătaie la... Băi, nu aici. Haideți să începem partida, fraților. Vreau să văd un pic, să mă... văd cum este. Muzica asta are copyright, bineînțeles, așa că peste toată muzica o să încerc să vorbesc. Asta, al final, vamos Madrid. Până la sfârșit cu tine, Madrid. De fiecare dată, asta, al final, vamos Real. Asta, al final, vamos Real, așa se spune. Ok, comentariști, avem și comentariști, totul este englez. Suntem pe Bernabeu, după cum se vede aici. Avem și echipa de prezentare. O să vă las toate cinematicile, să vedeți ce și cum s-a adus nou în FIFA 20 sau FIFA 2020, care va apărea pe 24 septembrie. L-avem pe Hazard, Benzema, Modric, toată echipa lui Madrid, Marcelo. Avem o echipă numai de staruri, fraților. Păcat că nu mai avem un Cristiano acolo. Da, asta este. Și nu uitați că dacă aveți acces Premier,
pe Origin, puteți să jucați mult înainte FIFA de a se lansa pe piață. Cam asta este partida, prieteni, sper să nu ne luăm copyright din cauza muzicii de la UEFA Champions League. Aici avem echipele de start. Avem un 3-3-4, un 4-3-3, pardon, pe partea lui Madrid, 4-3-3, cu Vinicius Junior pe partea dreaptă, îl avem pe Hazard pe stânga, Benzema în centru, ăsta este atacul nostru de astăzi, prieteni. Suntem în Santiago Bernabeu, aici avem și poze, unde facem poze, vom face pozele de start, să avem amintire pentru fiecare meci. Aici avem și echipa lui PSG, Paris Saint-Germain, din Franța. Brilliant, așa zic și eu. Avem și echipa de start a lui PSG. Avem și banca de rezerve, Di Maria pe bancă. Pe partea celor de la PSG avem un 3-2-3-2 echipa lor. Bă. Haideți să... Vreau să mă uit să văd pe ce pun stop mingea, la minge. Ok. Hai, mi-a luat-o. E mult până mă obișnuiesc un pic cu butoanele, prieteni, pentru că... Nu, da, n-avea ce să fac acolo. Deci, prieteni, se vede super bine. Îmi place mult de tot cum se vede. Îmi place cum... Mă ajut acolo un pic dacă vedeți. Nu? Și? Bun acolo. Nu știu cine a fost, dar... Hai să prindem pe contraatac. Nu. Băi, Hazardule, unde ai dat-o, mă, tata? Mă, nene, dar nu ia pe... ce șutac mi-a dat, nene. Gata, nu se mai schimbă scena. Dă direct pase acolo unde trebuie. Now Casemiro. Nu, ce ai făcut, nene? Stai așa că e vina mea. Bă, incredibil să nu dăm și noi un gol. Să știți că nu joc la amatori, nu este la amatori, este la celălalt, nu știu cum se cheamă. La mediu, adică, la normal ar fi. Nu suntem nici cu cei mai slabi. Eu dă-l ăla în centru acolo. Bravo. Dar nu merge, mă, direct. Bun, bravo acolo. Bună intrare. Mergem pe partea dreaptă, mergem pe... Hazard, intră în mijloc. Oi, ce a prins-o ăsta, frate. A prins-o că era Hazard pe partea aia. Dar nu vine jucător la primit? Haide, să-l duc eu, mă. Karim Benzema. Vedeți, acum apare săgeata cum să tragi. După ce ai apăsat butonul de tragere, adică să șutezi, îți apare săgeata cum să echilibrezi mingea. Și bineînțeles, de cât de mult apăsat pe buton. Cât ține mult apăsat, așa e puterea șutului. Și fiți atenți că nu joacă Neymar la PSG. Sau, eu nu l-am văzut. Bună deschiderea asta, bună rău. Corner, avem și un prim corner. Hai Ramos, haide Ramos. Hai, nene, hai că din tine a ieșit, din PSG a ieșit. Nu se poate. E și Neymar acolo. Am zis că nu e.
Bă, da, e că sunt cam pe mine ăștia. Pas în profundime. În adâncime, în profundime. Benzemaule, ce e ăla, frate? Unde ai dat? Ai dat în tribune. Trebuie să mai lucrăm la... Trebuie să mai lucrăm la astea de șut, fraților. Să vedem cum se șutează, știi? Neymarule, las-o acolo mingea, frate, că ai pierdut-o. Nu, mă, nene, că e de senul ăsta. Băi, s-a oprit, frate. De ce s-o fi oprit acolo? Vreau să-i dau la ăla, că intrase unul în centru, dar se oprise. Hai, urcați, urcați, urcați. Vezi că e Marcel acolo. E Marcel acolo. Și că a fost faul, mă. I-a dat Marcel faul, mă. I-a făcut Marcel fault. Ai, nu se poate. Nu se poate. Oh, a dat-o bine. A dat-o bine, Neymar. Just didn't quite get enough dip on it, did he? Over the wall, but just over the bar as well. Bă, nene, dar nu înțeleg de ce nu dă... am înțeles, mă. I must say, no shortage of space. Now he must favor the cross. Keeper did his job to begin with. Wow, șutac bine acum, dar... V-am zis, trebuie să lucrăm un pic la tragerea șuturilor. Pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp. Ok. Ok, astea sunt datele partidelor. Ca de fiecare dată partidă putem să... Aici putem să facem schimbări dacă vrem, cred. Nu, nu e aici, astea sunt datele partidelor. Stați așa puțin. Training, repetiții. Aici cred că. Nu? A, nu, 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 nu aici. A, uite-mă aici, în dreapta. Nu vedeam cât de mare era schema aia, nu vedeam, frate. A, dar-s bine, mă, Benzema. Putem să-l băgăm pe Asensio. Ia stai să-ți că eu am încredere în Asensio, fraților. Ok. Hai să mai lăsăm acolo până... Mai lăsăm un pic. Mai lăsăm un pic, da? Hai să mai lăsăm un pic pe Vinicius. Până... Nu-i ce face acolo. Dacă nu, băgăm pe Isco, că avem și pe Isco acolo. Lasă vaca acolo, așa. Ce ai, mă, că n-a fost nimic, mă. Ai, mă, că n-a fost nimic, mă. Ai, mă, că n-a fost nimic, mă. Deci a dat-o ăla, mă. Scăpam singur, frate, cu portarul. Hai, Marcel! Hai, Marcel! No. Să știți că nu e ușor, să știți că nu e ușor. După atâta timp să nu mai joci un fotbal, mi se pare ceva nou, frate. Nu pot să cred lucrul ăsta. Ce a făcut Marcel? Dar cum a luat-o la mă, nene? Dar cum a băgat-o la picior așa? Că nu înțeleg. Deci nu înțeleg cum a băgat piciorul acolo. Cred că o să fie 0-0, frate. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Băi, nene, dar nu mai e cum era odată, mă, să apeși odată și după aia trebuie să apeși exact, cred că cu liniile alea când se apropie să dai pe verde. What the fuck, my man?
Înainte așa era, apăsai odată pe pătrat, de exemplu, și trăgea la poartă, știi, acum nu mai e, acum trebuie să apeși acolo să... Hai că ai dat afară, lasă porcul acolo. Se pare un pic, nu știu, mi se pare un pic foarte greuț, de ce? Pentru că... Hai, lasă acolo, lasă acolo, Neymarule, că nu mai ești ce erai. Băi, așa să tragi tot meciul, nebunule. Hai să ieșim cu ea de acolo. Ce aschem? Lasă acolo, lasă acolo, că i-am dat la picioare, să moară Niculina. I-am dat la picioare. I-am dat la picioare, da. A fost offside. Yeah, the defense got that spot on and so did the linesman. Da ce asta, frate, deschiderele astea? Greșeala mea, mă, trebuie să fiu atent la săgeata aia, mă, nene, că acum gata, s-a terminat șmecheria. Nu mai dai tu unde vrei la următorul, știi ce zic? Nu mai dai tu la următorul care e. Trebuie să dai exact unde e săgeata. Vedeți săgeata albă unde e caracterul meu, unde e playerul meu? Ai grijă că Fideu ai bună rău. Ai, dar n-a putut să dea pasa aia, mă, frate. Panșu. Hai să-l schimbăm, m-am schimbat și eu pe Modric cu Isco. Să mai dăm un pic de seneditate la meci. Ei, Hazardule, n-ai făcut nimic, tată, meciul ăsta. Tată, v-am zis că echipele sunt echilibrate și plus de asta. Dar unde a dat-o tată? A dat-o să scape de aia, așa se spune la mine pas asta. Asincule, tată, ce ai făcut, tată? Bă, dar de ce de la Mbappé, mă, și nu e de lui ăla? M-a prins, poate să mă prindă pe contraatac. S-a închis acolo. Și că splendid defending și l-a dat în al meu. S-a terminat. Sper să mă lasă să merg la prelungiri. Sau nu mă lasă? Nu mă lasă? Ia să vedem. Băi, jucătorii sunt foarte reali, să știți. Jucătorii sunt făcuți foarte, foarte reali. Păcat că s-a terminat 0-0 și nu mă lasă să... Adică egalitate. Nu mă lasă să fac nimica. Deci n-am putut să fac. Să dau un gol, măcar trebuie să lucrăm, fraților. Asta rămâne de văzut pe viitor. Dacă vreți să jucăm acest joc și să îl avem pe canal, să avem mai multe, nu știu, campionate, să avem nebunii. Ăsta este Volta. Fotbal Volta este un fotbal de stradă, cum se spune. O să-l avem în episodul următor din FIFA Bente 20, pardon, FIFA 20. Așa că eu am fost Marian sau Don Tigaie. Ne vedem în episodul următor. Până atunci, numai bine, ciao, ciao.